Ron, barbarite Tiron. O umor niciodată, croiește zaltă soartă, la care să se închine și cruzii tăi dușman, și cruzii tăi dușman. Acum ori niciodată să arătăm în lume că paste mâini mai curge un sânge de roman, un sânge de roman. Și că și că la noastre pieturi păstrăm cu fală în lume, triumfător în lupte, un nume de Traian, un nume de Traian. Priviți, mărețe bucre, Mihai Ștefan, domnilor și domnilor, sus inima români, sus inima creștini, împreună ca o mare familie, astăzi, la glasul pământului, apărând România. Din 89 de la lovitura de stat, România a fost supusă jafului continuu. Olchimul a fost distrus, CFR-ul este pe butuci, lista poate continua. Bomboana pe coliva României
poate fi extragerea gazelor de șist. Ne opunem cu toții și înainte de a continua cuvântul meu, aș vrea să vi prezint pe cei cărora le pasă de România și care probabil își riscă scaunele. Nu contează să stai pe un scaun comod de primar sau de director a unui combinat, dacă totul în jurul tău se clatină și totul în jurul tău se năruie. Nimeni nu și-ar dori astăzi să fie primar sau om de afaceri în Cernobâl. Noi nu ne dorim ca orașul Curtici, orașul Sântana, comunele Iratoșu, Dorobanți, Macea, Olari și așa mai departe, Zimandu Nou, Ziman Cuz, Andrei Șaguna, Păuliș, Sâmbătem, Vladimirescu, să devină Cernobâl. De aceea ne-am adunat aici. România trebuie să trăiască, trebuie să continuăm să luptăm pentru a apăra această țară. Emoțiile mele sunt extrem de mari, pentru că astăzi ne aflăm în piața Avram Iancu. Și dacă vă întoarceți, o să vedeți statuia eroului necunoscut, statuia eroilor care au murit pentru România. Mă bucur foarte mult că sunteți aici, mă așteptam să fiți un număr și mai mare. Și când cineva întreabă dacă România are patrioți, nu le cer altceva decât să se uite la voi. Voi sunteți patrioți. Sus inima români! Aș vrea să vi prezint pe cei care astăzi sunt pe scenă. Domnul primar Frolin Dema de la Șimand. Domnul primar Ioan Babău de la Șofronia. Domnul primar Vince Alma și de la Dorobanți. Domnul primar Ștefan Muscă de la Olari. Domnul primar Daniel Tomuța din orașul Sântana. Domnul primar Nicoară de la Păuliș și Sâmbăteni. Domnul primar Dorel Vidran de la Zimandul Nou. Domnul primar Ioan Mercea de la Macea. Părintele Tudor Budianu, preotul paroh al parohiei ortodoxe din Macea, părintele profesor dr. Călin Dragoș din parohia ortodoxă Olari, domnul primar Nicolae Aaniței, primarul orașului Curtici, domnul Dimitrie Muscă, inginer doctor, și domnul Ioan Cuzman, economist. Vedeți dumneavoastră, cu orice risc, vreau să încep să spun acest lucru. În Arhiepiscopia Aradului, preoților se pare că nu li s-a permis să vină pe scenă astăzi și dacă au fost la celelalte mitinguri, au fost trași de urechi. Din partea mea și cred că și a dumneavoastră, o plecăciune în fața celor doi preoți care astăzi sunt pe scenă și mai văd aici preoți, profesori, care nu au nimic de pierdut decât să stai și să-ți aperi postul sau scaunul, mai bine vii aici și lupt pentru România. Luptăm pentru România, sus inima români! Aș vrea să dau cuvântul unui om care trup și suflet s-a implicat în acest meeting și în celelalte pe care le-am organizat până acum, domnul Dimitrie Muscă. Bună ziua pentru toată lumea. Sigur că toți avem emoții. Emoțiile necuprit, nu putem să nu avem emoții. Sunteți într-un număr frumos, puteau să fie și mai mulți, pentru că ceea ce noi am făcut de 3 luni încoace, în fiecare duminică, terminând astăzi în municipiul Arad, este să ne apărăm județul, să ne apărăm zona care vrea să fie ca... N-am vrut să spun cotropită, dar nici departe nu sunt, să fie călcată în picioare de cei care vor să scoată gaze de șist. Este vorba de 561 de kilometri pătrați sau 56.000 de hectare de pământ. Reprezentantul acestor zone sunt acești primari de aici și uitați-vă un lucru, indiferent de ce partid se pare că suntem toți împreună, indiferent de partidul din care fac parte sau de etnia din care face parte. Scuzați emoțiile, vă rog frumos, dar este un lucru sfânt, toți au pus umărul, toți acești primari și împreună cu ei am reușit
să construim ceva puternic, să construim ceva pe care dumneavoastră să vă bazați, să construim ceva care să ține în piept celor care vor să ne facă rău. Aceste suprafețe, din comunele în care sunt primari aici, urmează să fie călcate. A, ce asta ar fi dorința lor. Sigur că am primit mesaje din partea lor, fără să țină cont de existența noastră, că vor veni și ne vor călca, vor intra peste câmpurile și peste agricultura noastră, peste zootehnie, peste industria alimentară și vor desfășura activitatea conform programului lor, iar noi, dacă vrem, după ce termină ei, să facem și noi mai departe agricultură. Lucru care ne-a scos aici, lucru care ne face să luăm o poziție, pentru că nu putem să fim de acord. Adică noi, dumneavoastră cei de aici, cei de care nu au venit aici, din toate comunitățile, din Arad, pentru că este și municipiul Arad prins în totalitate cu aceste zone de gaze de șist. Nu putem să lăsăm, nu se ține cont de un lucru elementar. Oameni buni, proprietarul de pământ trebuie să fie cel care își spune cuvântul. Și proprietarul de pământ nu poate să spună da în a-i călca pământul în condițiile în care aceste exploatații produc mult, mult rău. Avem un potențial extraordinar, poate cel mai bun potențial din zona de vest și din țară. Am cerut de atâtea ori, oameni buni, respectați-ne acest potențial al agriculturii, al zootehniei, al industriei alimentare. Producem mâncarea pentru oameni, producem mâncarea pentru cei care lucrează în oraș și în alte și alte întreprinderi sau societăți. Producem o mâncare bună. Nu vrem ca într-un viitor nu prea îndepărtat să mâncăm în totalitate mâncare, alimente duse din străinătate. Ați văzut la televizor când s-au prezentat sute de tone de carne, sute de tone de carne stricată, depășită ca termen de valabilitate. Doar banul. Banul ne-a dezumanizat și nu mai știm altceva decât banul. Ce se întâmplă? Și ca să vreau, poate o să fie puțin mai lung mesajul meu, dar vreau să înțeleagă toți dintre dumneavoastră de ce protestăm pentru exploatarea gazelor de șist. Oameni buni, aceste sonde, aceste forări, reprezentând gazele de șist, se fac până la o adâncime de la 2 la 6 km în profunzime. Cât se merge în profunzime, după aceea se merge pe orizontală și face prin presiune cu apă și cu lichid de fracturare, face spargerea rocii, spargerea șisturilor bituminoase care se găsesc în pământ. Cum îl sparge? Cu un lichid de fracturare care este compus din 95% apă. Și 95% apă înseamnă între 28 până la 40 de mii de metri cub de apă. De unde iau apa? Din pânza de apă freatică. Lasă agricultura fără apă. În loc să facem irigații, pentru că mâine, poimine, se schimbă clima destul de mult și mâine, poimine, nu o să mai putem face o agricultură trainică fără irigații. Această apă se amestecă 95% cu 4,5% nisip, în special coarț, care la o sondă s-ar însuma în jur de 1800 de tone. Dați ce cifre mari sunt. Și, bineînțeles, 0,5% substanțe chimice. Dar aceste substanțe chimice, 0,5%, reprezintă nu sub 100 de tone. Nu sub 100 de tone. Sunt diferite substanțe chimice, o parte din ele au putut să fie desecretizate în laboratoare. O parte, nici până astăzi, se cheamă strategia secretă, pe care nu o putem dezluși, nu noi, marile laboratoare ale lumii. În condițiile în care se bagă apa, se creează prima dată lângă acea sondă, se creează puțuri, se creează iazuri,
iazuri în care se pune apa, acest lichid de fracturare amestecat din cele trei componente și ia o mare suprafață din suprafață. Aceasta este impermeabilizată, dar această lagună are erori umane care dă drumul și care o parte din substanță, chiar și prin, așa cum spuneam, greșeli umane, erori umane, pot să ajungă în pământ. În momentul când se împinge apa, se pompează apa la peste 1054 de kilograme forță pe metru pătrat, vă dați seama cu ce forță, ca automat să spargă roca. În momentul când se creează fisuri în rocă, nisipul de care vă spuneam 1800 de tone de nisip intră prin fisurile din acea rocă ca să le ține întredeschise pe unde se iasă gazul. Gazul care este captat spre tubulatura sondei. Numai că tehnologia nu poate să fie perfectă niciodată. Pe lângă sondă, pe lângă țeava care se bagă în pământ, în mod sigur, acolo are loc scăpări într-un procent de 7%, ceea ce este extraordinar de mult. Acel 7% înseamnă gazul care automat vine cu apă, care automat vine cu metale grele, cu uraniu, cu cesiu, cu plumb, cu cadmiu, metale deosebit de periculoase, metale radioactive, cum este uraniu, care le scoatem și le ducem la suprafața Pământului. Asta este lucrul care nu suntem de acord să se aplice această metodă. Acolo când se duce și se sparge roca, prin fisurile acelea, gazul împreună cu apa începe și se ridică și prin pământ. Antrenează toate aceste metale grele, toate aceste metale care sunt criminale, le antrenează până ajungeți la suprafața Pământului, trecând prin pânza de apă freatică. Pânza de apă freatică automat este otrăvită. Ajunge în ape, în râuri, ajunge până sus, în stratul de sol, de unde se alimentează plantele, pomii, de unde beau apă animalele. Ajunge la rădăcina acestor plante și automat ajunge în bobul de grâu, în mărul sau în părul sau în para de, pe care noi o consumăm, sau în ouăle de la găini sau laptele de la vacă. Pentru că ne opunem acestor metode de fracturare, pentru că este un pericol extraordinar, pentru că aceste substanțe chimice produc boli, în speță cancerul. Cancerul a fost depistat și văzut în America, s-au dat foarte multe filme, inclusiv cum arde apa la robinet. Și atunci am spus deja 18 state din lume, din 18 state din America, categoric au interzis. În Europa a interzis Germania, a interzis Franța. Cineva putea să spună, dar noi românii nu ne putem pune cu Franța și cu Germania. Dar o țară mică ca și Bulgaria, de ce s-a opus? De ce o țară mică ca și Bulgaria vine să protesteze în România și spune, venim să vă ajutăm pe voi, pe români, pentru a nu lăsa să treacă pe sub Dunăre aceste substanțe otrăvitoare, aceste substanțe ucigătoare, pur și simplu? De ce să intre cineva pe pământurile acestea când sunt atât de bune, când au un potențial? Nu este vorba de o societate de-a mea sau de-a cuiva din cei care facem agricultură în Arad. Este vorba de potențialul agriculturii care îl are. Acest potențial trebuie respectat în totalitate. Este vorba că trebuie să ne înțelegem odată. Nu se poate. Legea din Constituție spune, nu ai voie să ai secret față de mine ca cetățean, față de mine pentru care vrei să-mi încalci pământul. Este o lege, este articolul 31 din Constituție. Trebuie să știm, oameni buni, contractele care s-au făcut între Agenția Națională de Resurse Minerale, ANRM-ul pe scurtat, și aceste firme care vreau să au concesionat suprafețele de pământ, trebuie să existe o înțelegere. Nu știm, nu putem să spunem nimic, dar ele s-au făcut contracte și sunt secrete. De ce sunt secrete aceste contracte? De ce să fie secret ceva care mă privește pe mine, pe dumneavoastră, pe pământurile dumneavoastră, a celor care sunteți aici? De ce? Nu are voie nimeni să își bată joc de noi. Noi suntem cei care decidem și numai noi trebuie să decidem.
Gândiți-vă dumneavoastră un lucru. Pe zona de la intrare în Arad și până spre Chișinău Criș sunt rețeaua de fântâni a Aradului care aprovizionează municipiul cu apă, care aprovizionează o parte din localitățile adiacente. Toată pânza de apă freatică va fi otrăvită. Substanțele vin în sus, ajung în pânza de apă freatică, de unde noi tragem apa pentru municipiul Arad. Nimeni nu poate să o oprească. Nimeni nu mai poate opri o travă odată pusă și ajunsă în pământ. Nu este apă ținută într-un borcan, într-o sticlă, într-un recipient. Apa din pământ circulă cum vrea din moment ce odată a ajuns acolo. N-au voie să ne otrăvească apa. N-au voie să ne otrăvească automat prin apă, ajunge sus și în aer. Și aerul este poluat. Nu se mare oameni buni mâine, poi mâine, dar se adună în noi, din mărul care îl luăm, din bobul de griu, din apa care o bem, picătura chinezească, picătura de substanțe chimice care se acumulează, în noi, în organismul nostru. Oameni buni, nu suntem de nebuni aici. Județul Arad este județul cu cel mai mare procent de cazuri de cancer din toată țara românească. Nimeni n-a vrut nici să ne întrebe de ce oare, ce se întâmplă în Arad. Pentru ce există acest eveniment cel mai mare și de departe peste toate județele? Și acum a mai venit și cu asta peste noi? Nu este normal și nu-i voi lăsa, dar trebuie dumneavoastră toți să fim uniți. Totuși îmi pare rău că suntem puțini, pentru că trebuie să știți ce gândește și trebuie să ne unim. Trebuie să nu-i lăsăm, n-are voie să pună pe pământul cuiva să intre cu o travă lor. N-am fi nimica dacă s-a scoate petrol și gaz convențional. Se spune că asta vor, țiței, oameni buni. Până în 1989 s-au făcut sondele, cei care sunteți de aici și majoritatea, sigur că da, toți știți, sondele începând de la Șandra, de la Lovrin și până la cam la Turnu. S-au făcut și în zonele noastre sonde. S-au făcut la Curtici, s-au făcut la Sântana, s-au făcut în Olari, pe care eu le știu. N-au avut rezultate, că dacă aveau rezultate și dacă erau ei, nu le lăsa, pentru că partea asta de graniță era exploatată de către români, partea aceea de dincolo de graniță exploatată de către unguri, normal fiecare cu drepturile lui și de ce s-au oprit. S-au oprit pentru că nu exista aceste prospecțiuni care au fost făcute atunci. Sunt, le există, dar vin cu tubeu și spun, nu vrem gaze de șist. Nu vrem, suntem prietenii, nu voștri, vă facem nemaipomenite lucruri, vă facem piscine, vă facem stranduri, vă facem vile, vă dăm extraordinar de multe lucruri. Nu ne dă oameni buni. Vă dau locuri de muncă. Câte oameni buni? Eu personal, Muscă, am 500 de locuri angajate pe ceea ce eu lucrez. Cu Curticiu, Olariu, Iratoșu. Curticiu este, sunt directorul societății, n-am nimic din Curticiu, nu este al Muscă, este a oamenilor de acolo, ca să știe toată lumea. Nu pot să iei să asigură 500 de locuri de muncă, dar vorbesc numai de mine, dar cât agricultură este în zona asta, 56.000 de hectare, este multă agricultură, sunt mult mai multe locuri de muncă. De ce să tângim la locurile lor de muncă? Nu avem nevoie să tângim după locurile lor de muncă. Ne dezvoltăm, să fim lăsați în pace, ne dezvoltăm, creiem. Creștem de la o zi la alta, pentru interesul economic, pentru dumneavoastră. Ne impune cineva la ora actuală să-i lăsăm, da? Pe mine, dacă mă găsește că a căzut un nidru de motorină undeva în câmp, vine mediul și ne face praște, ne amendează de ne rupe. Iar pe ei, pentru că fac asemenea distrugeri, să-i lăsăm, este la mâna noastră. Cei care conduc astăzi țara, că este parlament, că este guvern, nu au voie. Au dat peste noi în 2012 hotărâre de guvern în care s-au făcut aceste contracte. Obligatoriu cerem desecretizarea acestor contracte. Obligatoriu, ne privește pe noi, pe toți. Nu se poate. Cine suntem cei care noi suntem proști? Nu suntem proști. Suntem mulți, dar nu suntem și proști. Ei sunt o mână de oameni care își pot permite peste noi. Mulțumesc. Aș vrea să vă rog, dacă cumva printre noi, printre dumneavoastră, mai sunt și provocatori, haideți, domnule ministru, vă așteptăm sus.
dacă între dumneavoastră sunt provocatori, să nu dați curs. Ni s-au cerut 100 de oameni de ordine, am venit cu 170. Nu vrem, pentru că sunt provocatori care vor să ne încurce, vor să ne strice. Nu suntem organizați și nu vrem nimica. Vrem să ne apărăm sănătatea noastră, sănătatea voastră, sănătatea copiilor voștri, oameni buni. Veniți, domnul ministru. Oameni buni, avem ce avem astăzi datorită strămoșilor și moșilor noștri, da? Dar noi ce lăsăm copiilor noștri? Pentru că în urmă spunea primarul de la Iratoș o vorbă și nu vreau să iau, o să o spună dânsul ce urmează. Oameni buni, din Torobanți, pardon, scuze. Oameni buni, ce lăsăm copiilor noștri? Ce lăsăm? Deșert? Jaf? Nu mai putem produce aici. Aici totul este toxic. Aici se moare în ani de zile. Toată lumea va pleca din zonă. Va pleca, dar prețul caselor voastre, a dumneavoastră, va fi de nimic, pentru că nu mai vine nimeni să se instaleze în zona noastră în condițiile când sunt calamitate. Oameni buni, este vorba de 70% din țara românească care vrea să fie distrusă pentru interese pe care nu le recunoaștem. Și nu vreau să spun cuvinte mari. În afară de lanțul de munți Carpați, toată țara este concesionată de către aceste firme ca să vină să exploateze, să lucreze și să scoată gaz. Nu ne-l dă nouă, domnilor, pentru că atunci când am spus de secretizarea contractului, mă gândesc și pe ce redevență. Am auzit, nu știu, se spune 3,5% este din venitul se dă la stat, redevența. În Norvegia, am fost în Suedia și știu sigur, în Norvegia redevența este între 48% și 50%. Avem informații, n-am venit numai să ne aflăm în treabă. De ce la noi se lucrează pe aceste procente atât de mici? Este normal? Nu este normal, nu-i lăsăm și vă rog frumos să fim împreună să nu-i lăsăm. Să respectăm! Dumnezeu ne-a dat acest potențial. Haideți să-l respectăm, pentru că este pentru binele nostru, pentru binele noastră tuturor de aici, din Aradul acesta. Oameni buni, este o câmpie mă noastră, cum se spune la țară, o câmpie mă noastră, o câmpie cu un potențial formidabil. Haideți să-l respectăm, haideți să ne aplecăm fruntea și să spunem, domnule, nu aveți voie să treceți peste capul nostru. Pentru că ei ce vreau și de ce ne adunăm zilnic? Ei vor să intre cu forța pe pământuri. Pământul nu e al lui Muscă, vorbesc de cazul Curtiș și de tot, inclusiv municipiul Arad. Pământul este al dumneavoastră, al oamenilor. Ar avea tupeu și de aia suntem. Și de aia au spus, ieri au spus peste toate telefoanele că sunt comunist cumpărat de Gazprom. Oameni buni, aș vrea să vă spun un lucru. Am un martor aici care mi-a dus un mesaj. Cineva de la guvern vrea să discute cu tine problema gazelor de șist. A spus, tu ești prietenul meu, nu ai voie să-mi spui așa ceva. Nu zic, eu te-am informat. Oameni buni, am fost căutat de către o doamnă să mă duc la întâlnire să discutăm problema. Unde vreau eu? În Budapesta, în București, în Arad, în Timișoara. Și a spus, nu, stimată doamnă, îmi pare rău, nu-i frumos să faci refuzuri. N-avem ce să discutăm. N-avem ce să discutăm. Suntem cei care vă reprezentăm pre dumneavoastră. Trăiască România Mare! Așa spunea, comuniste de Muscă s-au vândut de la Gazprom. Nu, n-are nimeni bani să mă cumpere. S-au făcut tot felul de vorbe. Alții au spus că de-aia reacționez și de-aia vin și mă împotrivesc pentru că nu mi-au ajuns sau nu m-am înțeles cu câți bani mi-au oferit. Vă spun sincer, am tot ce-mi trebuiește. Dacă trebuiește, poate sunt unul care am să mă duc într-o altă parte unde nu sunt exploatare de aceste otrăvări, unde nu există atentat. De ce țările acestea au spus categoric nu? Guvernele lor au spus categoric nu. Inclusiv, cum vă spun, a doua oară, 18 state din America. Ăia sunt mai proști? Nu! Interesele meschine. Interesele meschine care nu contează cu orice preț. Nu exclud. Probabil se fac presiuni asupra guvernării. Din afară. Și atunci am transmis celor de acolo, oameni buni, dacă aveți presiuni, atunci șoptiți-ne la ureche și bazați-vă pe noi,
că noi nu o să-i lăsăm să intre. Noi nu-i lăsăm să atenteze la sănătatea noastră. Spunea cineva, domnule, uite, bucurie mare, s-au găsit 2 milioane de locuri de muncă în străinătate. Oameni buni, avem 3-4 milioane de oameni plecați în străinătate. Fiecare vrea să-și aibă copilul lângă el, să-și aibă lângă nepoții, nepoții să aibă tata lângă el sau mama lângă el. Oameni buni, trebuie să spunem un lucru, să nu mai lăsăm oamenii noștri, femeile din țară, să meargă să șteargă la fund oamenii de acolo. Pentru ce? Haideți să creăm locuri de muncă aici în continuare. Și avem, și putem, și avem potențial, ne ajută potențialul. Și uitați-vă că în ultimii ani s-a dezvoltat zona destul de mult. Să nu o oprim, să o lăsăm să curgă așa cum trebuie. Oameni buni, trebuie să le spunem clar. L-am spus de atâtea ori și prin televiziune. Trebuie să le spunem foarte clar. Opriți! Opriți fracturarea prin lege în județ și în țară. Opriți-o! Anulați contractul pe care l-ați făcut în 2012, în decembrie. Să nu suprimați voința poporului, voința celor mulți. Repet, mulți și nu proști, precum spunea cineva altfel. Să se ține cont de voința oamenilor. Aveți în vedere, oameni buni, o să vină să vă încerce, o să vină să vă provoace, o să vină să vă cumpere pământurile cu bani mult mai mulți. Toată lumea își poate vinde pământurile, cei care sunt interesați să-și vândă pământurile. La bani mai mulți, mult mai mulți, nu acum, într-un an, 2, 3, 5. Valoarea unui hectar de pământ se va duce exact cât este și în Franța, și în Germania, și în Austria, și oriunde. Aveți răbdare. Din momentul când s-a dat drumul și s-a deschis valoarea, s-a deschis cumpărarea de pământuri, este voie să așteptăm. Este bine să așteptăm. Dacă așteptăm, crește, în buzunarul dumneavoastră crește totul. Este păcat altfel. De ce să nu se țină cont de noi? De ce ne vor rău? Pentru că nu putem să spunem altceva dacă nu ne lasă în pace. Atunci, nici noi să nu-i lăsăm. A spus cineva, nu vrem, Doamne ferește, nu vrem gaze de șist. Vor acum să modifice în Parlament legea petrolului. Vor acum să scoată cu Parlamentul, Guvernul, să scoată prin Parlament, să scoată cu mâna ca Parlamentului castanele, să se schimbe legea petrolului și a minelor. De ce să se schimbe legea petrolului? Pentru că nu erau prinsă până acum în legea din 2004, nu era prinsă și aceste gaze neconvenționale, respectiv gazele de șist. Și dacă nu erau prinsă, atunci se vrea din nou. Noi am vrea să le spunem, domnilor, nu uitați un lucru. Astăzi suntem aici. Dacă nu ne ascultați, dacă nu ne lăsați în pace să ne ducem traiul liniștit, ne mai adunăm o dată. Și atunci nu mai plecăm, oameni buni. Nu vom mai pleca să plece ei. Să nu abuzeze de drepturile noastre. Prea dur. Nu vreau să fiu dur. Departe de mine gândul. Vreau să ajutăm. Dacă au nevoie de noi să ne spună și ajutăm. Dar nu-i lăsăm. Pentru nimic în lume nu-i lăsăm. Mai am o nedumerire, o personală, ci tot pentru interesul țării. Ministrul Agriculturii nu a susținut agricultura din niciun punct de vedere. Ministrul Agriculturii trebuia să spună, nu poți să distrugi 70% din țară, pentru că în afară de Munții Carpați, doar județul Caraș-Severin, care are zonă de deal, nu este prinsă. Deci toată țara este prinsă în a fi prospectată. N-ai voie să... Asta trebuia să discute în guvern, să-și susține cauza că ești ministrul agriculturii. Sigur că n-am făcut. Eu am făcut multe întâmpinări și la nivelul Ministerului Agriculturii, și la nivelul Prefecturii, și la Ministerul Mediului, în multe locuri.
Ministrul Agriculturii pur și simplu și-a spus, nici n-am primit nicio sesizare, cu toate că vă rog să mă credeți că am făcut-o. Și atunci i-am spus un lucru, dacă soacra domnului ministru al Agriculturii a fost prinsă cu mită, cu 500 de lei, nu o sumă mare. În orice țară din lumea aceasta, acel ministru a doua zi plecat din funcție, nu mai stătea să iasă pe televizor, nu mai stătea să fie și avansat la prim-ministru sau vice-prim-ministru. Oameni buni, sunt multe de povestit. Mă opresc aici pentru că toți primarii și-au dat umărul. De aceea am putut să fim atât de puternici pentru că acești domni primari, pentru care le putem scoate pălăria în fața lor, din toate comunele acestea, era și primarul Aradului aici lângă noi, dacă nu era plecat din localitate. Acești oameni au făcut lucruri frumoase, au informat populația, astăzi suntem împreună pentru o cauză dreaptă, vă mulțumesc!